Televiziunii Române Libere. Reluăm transmisia noastră direct. Vă propun pentru început să dăm cuvântul unui actor foarte cunoscut, un actor îndrăgit de națiunea noastră, Victor Redencep. Stimați compatrioți, am trăit aceste zile minunate, primele clipe ale acestor vremuri minunate pe care abia începem să le trăim la Cluj, unde pregăteam o premieră care nu mi-a putut avea loc din cauza acestor evenimente deosebite. Toată noaptea am călătorit spre București. Am ajuns aici. Nu aveam intenția să fiu, să spun nimic, pentru că acum nu mai am ce spun. Am spus mai multe înainte și aș vrea să vă citesc o poezie care nu s-a mai spus de mult în țara românească și cred că la televiziune niciodată, de Eminescu. O poezie care aș vrea să fie bine înțeleasă. Poezie care se adresează acelor străini de umanitate, de omenie, de acelor străini de civilizație, acelor străini de tot ceea ce este uman. Poezie îi spune Doina și spune Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de-atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vin mereu calea nu ațin. Din Boian la Vatra Dornii, au umplut omida cornii și străinii te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale și-a făcut dușmani cale, din sat mari până în săcere numai vaduri ca acele. Vai de piet român, săracul, îndărăt tot de caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, nici îi este toamna toamnă, nici e vară vara lui și străin în țara lui. De la turnul Dorohoi curg dușmani în puhoi și zașează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară pasările toate de neagra străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codrul, frate cu românul de secure se tot pleacă și în zvoarele îi seacă, sărac, în țară sărac. Cine-au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Pudna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te aud din corn sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai să adun Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin codri în ajutor. De-i suna a treia oară, toți dușmanii or să piară. Din hotară în hotară, îndrăgi iar ciorile și spânzurătorile. Clopotele trebuie strase, continuu, în toată țara, până la victoria finală. Victoria finală, dacă îmi dați voie, cred că nu este departe, pentru că noi trebuie să avem încredere în armata noastră. Armata noastră a cucerit Budapest, a cucerit Banská Bystrica. Este o armată capabilă să lupte și să învingă un dușman ca ăsta, un dușman care nu mai are niciun suport moral, care încearcă să se salveze
ce să-și salveze, o fărâmă de viață care i-a mai rămas. Am văzut foarte mulți dintre cei care au luat cuvântul până acum aici la televiziune, nu foarte mulți, câțiva, cât am putut să văd, greșesc când spun foarte mulți, și care încep prin a-și cere scuze. Eu cred că asta este o atitudine nu tocmai potrivită. Cred că lucrurile n-ar fi ajuns aici dacă fiecare dintre noi ar fi avut tăria la timpul potrivit să-și înfrângă frica și să încerce să aibă o atitudine demnă față de tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și dacă fiecare dintre noi ar fi spus un nu, un nu, atunci când era solicitat să spună versuri la televiziune, atunci când era solicitat să pronunțe cuvinte, nume proprii, care nu se mai pot pronunța nici atunci și nici acum. Eu nu pot să pronunț un asemenea nume propriu și n-am putut nici înainte să o fac. Cred că dacă ei s-ar fi gândit acum, atunci, acum n-ar mai fi trebuit să vină și să-și ceară scuze. Ce aș vrea să le propun, înainte de a veni la televiziune și să-și ceară scuze, le ofer o hârtiuță, un sul, să șteargă gura. Aș vrea să fac o precizare. Armata română n-a cucerit niciodată un teritoriu străin. Budapesta a fost eliberată de armata română. Armata română nu vrea să-și apere decât țara, vrea să trăiască în pace între hotarele ei, vrea să trăiască în pace cu vecinii, cu prietenii de la care are nevoie de mare ajutor în continuare. Permiteți-mi acum să citesc apelul Ministerului Sănătății către Consiliul Frontului Salvării Naționale. Ministerul Sănătății, toți medicii și funcționarii, toată armata în halate albe a României au întâmpinat cu entuziasm instalarea libertății și democrației în România și participă cu toată priceperea lor la salvarea vieții celor care au avut de suferit de pe urma represiunii sângeroase a odioasei dictaturii. Întregul personal sanitar a salutat din toată inima formarea Consiliului Frontului Salvării Naționale și își exprimă adeziunea totală la programul stabilit. Toți suntem alături de cei care luptă acum pentru renașterea României. Vă puteți bizui pe noi în toate împrejurările. Conducerea Ministerului Sănătății. Un alt apel, avem aici 2, 4, 6, 8, 10 semnături din partea unor tineri către Consiliul Frontului de Salvare Națională. În aceste momente cruciale pentru destinele națiunii române, care cu prețul sângelui și-a câștigat demnitatea și libertatea, răpite de peste 2 decenii de dictatura odioasă a clanului Ceaușescu, specialiștii din aparatul Marii Adunări Naționale sprijină cu toată ființa lor declarația și programul Consiliului Frontului de Salvare Națională și alături de toți românii patrioți vor lupta ca marea clipă a victoriei să rămână irreversibilă. Ne-am constituit în gardă patriotică și apărăm palatul. Acum, dragi telespectatori, am să-l rog pe colegul meu, George Marinescu, să vă prezinte câteva știri de peste hotare.